În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să nu socotiți că am venit să stric legea, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Iubiți credincioși, iată-ne în praznicul cel mare al celor trei mari dascăli lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. După cum bine știți, Biserica prăznuiește pe fiecare sfânt în parte, în general, în ziua mutării la cele veșnice. Dar sunt și câteva cazuri în care sfinții se prăznuiesc și la nașterea lor, sfinții se prăznuiesc și cu ocazia aducelor moaștelor, sfinții se mai prăznuiesc și atunci când se află dintr-un loc într-altul despre moaștele lor, cum avem cazul Sfântului Ioan Botezătorul, dar astăzi este o sărbătoare cu totuși totul deosebită pentru faptul că în afara prăznuirii sfinților trei ierarhi, fiecare în parte, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, astăzi se pomenesc cei trei sfinți la un loc. De ce anume? Tocmai pentru a nu considera pe unul mai mare decât altul, tocmai pentru a nu considera că opera vreunuia a fost mai importantă decât a altuia, pentru a nu se împărți cei care erau apropiați mai mult de unul față de ceilalți apropiați mai mult de altul. Și de aceea Biserica îi prăznuiește astăzi în sobor, tocmai pentru a ne arăta nouă unitatea învățăturii lor. Pentru că această unitate a învățăturii lor este de altminteri cheia învățăturii bisericii. Dar iată că Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi, cu ocazia prăznuirii Sfinților Trei Mari Ierarhi ai Lumii și Vasile, Grigorie și Ioan, ne-au prezentat una dintre cuvântările Mântuitorului consemnate de Sfântul Evanghelist Matei, în care ni se spune că Mântuitorul le-a spus ucenicilor: nu am venit să stric legea, nu am venit să stric, ci să plinesc. Iubiți credincioși, dincolo de tot ceea ce se poate spune despre Sfinții Mari Dascăli Lumii și Ierarhi, dincolo de învățăturile sau de practica lor, dincolo de modul de viață pe care l-au avut și ni l-au prezentat nouă, aș vrea astăzi să ne oprim puțin asupra acestui aspect. De ce Mântuitorul a ținut să spună ucenicilor și cărturarilor și celor care îl ascultau că n-a venit să strice legea, ci să împlinească? Asta înseamnă că orice împlinire a legii atrage după sine și o anumită privire. Cine vrea să facă dreptate, imediat este privit de ceilalți ca o ciudățenie. Și nu trebuie să ne ascundem de lucrul acesta, pentru că așa nu este numai zilele noastre, este de când este lumea. Cine a vrut să vorbească despre adevăr, imediat a fost privit într-un mod deosebit. Aș putea să spun ciudat, dar ca să nu vi se pară așa foarte, foarte supărător urechilor. Dar ce este adevărul? A întrebat și Pilat. Ce este legea și ce este totalitatea ei care se numește prorocii? Ce înseamnă legea și prorocii? Ce înseamnă că Mântuitorul a venit să împlinească legea și prorocii? E bine, aceasta este într-adevăr o întrebare care ne solicită un răspuns prin învățăturile Sfinților Trei Ierarhi. Dar ca să înțelegem mai bine, aș vrea să vă spun despre cineva care era la târg și venise cam a treia, a patra duminică de când se ținea târgul să-și vândă un cal. Acum el știa bine, calul acela nu prea trăgea, mânca prea mult, nu prea era nici măcar cu minte cu comenzile pe care le primea, și văzând omul că nu poate să-și vândă animalul, deși foarte mulți cai se vindeau și cu prețuri foarte bune, a chemat pe cineva să-i spună că vrea și el să-l ajute, că a văzut el pe cutărică cum a fost ajutat de el, cum că a lăudat puțin calul și imediat a fost cumpărat.
Și bineînțeles că s-a învoit omul și a zis, unde e calul? Ăsta e calul, nicio problemă. Arată bine pe din afară, nu-i nicio problemă. Haideți să mergem să-l vindem. Ei, primul client când a venit, ăsta a început să-l laude. Dom'le, acest cal nu te lasă la greu. Cum te vede că ai o sarcină mai mare, cum trage și el mai bine. Mănâncă puțin, aproape că uiți să-i tai. Nici nu bea apă decât o dată pe săptămână. Dom'le, când a auzit ăsta despre calul lui, ce stai așa, dom'le, că nu-l mai vând dacă e așa. Vedeți acum, omul îl chemase să dea o mărturie și omul celălalt și-a luat în serios această mărturie. Dar era adevărată? Nu era adevărată. Dar vedeți că nici Dumnezeu n-a rânduit să păcălească pe cineva, pentru că omul s-a întors și a zis, nu e chiar așa. Iubiți credincioși, să știți că diferența între ceea ce vrem să facem și ceea ce trebuie să facem este una foarte, foarte plăpând așezată cu granița. Ceea ce trebuie să facem și ceea ce putem să facem noi poate să fie tradus și în următorul cuvânt. Mi-aduc aminte că la o înmormântare, un coleg de-al meu, după ce am mai vorbit noi câte ceva despre răposatul, a venit și a spus, băi fraților, să știți că acum în linia ultimelor recomandări europene și în Occident deja s-a implementat programul, răposatul nu mai vine în fața familiei așa cum vine acum cu capacul deschis să-l vadă toată lumea, nu. Când s-a săvârșit, dacă este acasă sau este la spital, imediat este sunată firma specializată care îl spală, îl îmbracă, îl aranjează, îl fardează, după care pune capacul. Ei pune capacul și vine și noi facem slujba la capacul închis. Asta este. Ei, zice, odată un om, bietul de el, s-a săvârșit undeva până în Europa. Și bineînțeles că l-au adus acasă cu capacul pus. A venit părintele și, conform obiceiului și conform spuselor latinești, de mortibus nihil nisi bene, adică despre morți numai dă bine, a început să laude cine a fost răposatul, cum a fost și viața a avut una alta, din spatele bisericii vede preotul respectiv că cineva îi dă cu cotul persoanei de lângă el și îi spune ce, auzi, hai să mergem că ăștia au încurcat mortul, nu e mortul nostru. Iubiți credincioși, ce vreau să vă spun? Ce trebuie noi să facem este de multe ori alăturea cu drumul cu ceea ce trebuie noi să facem cu adevărat și noi facem într-un fel crezând că este bine. Da, este bine să vorbești despre morți numai de bine, dar nici să ridiculizezi în așa hal încât să nu mai cunoască vecinii despre cine vorbești. Despre aceste lucruri a venit Mântuitorul să ne spună astăzi, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Legea, în aplicarea ei, atrage, așa cum am spus, multe priviri, atrage multe invidii pentru cel care încearcă să o împlinească. Dar Mântuitorul spune clar, nu trebuie stricată legea de dragul a o împlini mai frumos în ochii celorlalți. Căci de-aia a spus, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Adică eu împlinindu-o, nu o mutilez pe colo și pe colo, ci pur și simplu nu o stric, o împlinesc. Bine, vorbea unor evrei care din lege, că toți suntem acum la capitolul ăsta cu cele două lumi care pleacă încolo și încolo, evreii luaseră din legea lui Moise porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și mama ta ca să trăiești mulți pe pământ, și o încărcase cu tot felul de lucruri, să spunem așa, cum este o lege și regulamentul de aplicare a ei. Adică legea are două propoziții și regulamentul de aplicare a legii are două volume, unde să bat cap în cap tot felul de argumente pe care să le folosească avocații, astfel încât legea să piară și să fie regulamentul mai important decât legea. Așa făcuseră și evreii din această poruncă a cincea, punct, cinstește pe tatăl și pe mama ta, ei au spus așa, ceea ce datorez părinților, dau la templu. Și legea s-a numit clar, corban,
adică imediat au și specificat-o. Adică au luat puțin de la cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și au zis, lăsați că vă ajutăm noi. Adică vă spălăm puțin conștiința, dormiți liniștiți, dacă nu puteți să-l ajutați pe tata și pe mama, că nu puteți pentru că ori sunteți departe, ori au devenit cursurgii, ori voi ați uitat câte întrebări puneați când erați mici și ei răspundeau și acum când ei sunt bătrâni și vă pun câteva întrebări mai mult, voi nu-i mai suportați. Așa că aduceți voi la noi banii pe care i-ați fi cheltuit cu mama și cu tata și noi vă exonerăm de orice obligație. Și s-a numit legea Corban și era scris acolo cu litere de o șchioapă. Și Mântuitorul le-a spus, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Adică n-am venit să vă stric corbanul vostru, ci să-l desființez, pentru că împlinirea legii prin porunca a cincea trebuia să desființeze legea omenească a corbanului. Despre asta este vorba și în ziua de astăzi. Să nu credeți acum că nu mai sunt oameni care, în loc să se aplece către copii sau către părinți, încep să facă tot felul de danii ca să-și spele conștiința. Să știți că nimeni nu doarme liniștit. Acum să fim foarte, foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Nimeni nu doarme liniștit dacă nu face ceva. Adică dacă omul oricum are conștiința că nu l-a ajutat pe tata și nu l-a ajutat pe fratisul, nu l-a ajutat pe copilul lui, vrea și simte nevoia să împlinească altceva decât legea. Și atunci începe, ba face o donație colo, ba colo, ba... Și încet, încet, conștiința lui adorme. Ce, lasă-mă că nu l-a ajutat pe ăla, dar uite câtă lume are de beneficiat din, vezi, Doamne, măreția gesturilor tale. Asta înseamnă să desființezi legea, nu să o împlinești. Mântuitorul ne atrage atenția că trebuie să împlinim legea, nu să o stricăm. Împlinirea legii înseamnă niște lucruri foarte, foarte delicate. Împlinirea legii înseamnă să te cam iei la bătaie cu toți cei care consideră altfel despre lege. Înseamnă să ieși în față, înseamnă să îți atragi multe priviri, înseamnă să îți atragi multe necazuri. Dar asta este. Modul de viață creștinesc, să știți că nu este unul chiar așa de comod. Chiar spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul, cu comoditatea nimeni n-a ajuns în cer și nu va ajunge niciodată. Nu putem să fim și comozi și să ajungem în cer așa în aplauzele îngerilor care să ne primească. Nu, trebuie să fim foarte conștienți că trebuie aici să împlinim legea după adevăr. E foarte complicat, dar nu este așa de neîmplinit. Uitați-vă afară. După ce toată iarna de până pe 20 ianuarie am crezut noi că gata, nu mai este iarnă, unii chiar mai cărcotași și intraseră în panică, că nu mai sunt vremurile de altă dată. E, ce să-ți povestesc? Parcă trecuse ianuarie și februarie și nu văzuseră iarna. Chiar cineva îmi spunea, dar ce vă credească că a mâncat lupii iarna? O să vină, vedeți-vă de treabă. Vedeți ce înseamnă că Dumnezeu împlinește legea? Nu o strică. Nu ne-a stricat nici măcar anotimpurile despre care unii spuneau că deja s-au întors, nu știu cum, că polarități și uite că a venit iarna. Dar trebuie să fim atenți că noi care ne-am îndoit că mai vine iarna, noi care ne-am îndoit că, vezi, Doamne, nu mai avem de ce să mai avem sobe în casă, uite că ne arată Dumnezeu că El plinește legea. Legea anotimpurilor la noi, asta este. Cel puțin aici noi, în Dobrogea, ne rupem de țară cel puțin de 2 ori pe an și iată că nici anul acesta nu a trecut fără să ne rupem de țară. Este o lege dată pentru noi și Dumnezeu ne arată că o împlinește. Știți de ce? Ca să învățăm și noi să le împlinim pe ale noastre. Astea mărunte. De exemplu, acum mi s-a părut foarte interesant văzând în zilele acestea, am văzut oameni cu lopeți în mână. Foarte interesant. Să știți că eu aproape că, deși sunt foarte optimist, credeam că a pune mâna un om pe o lopată e un lucru de nemai ajuns. Dar uite că am văzut oameni care, dintre care
cerșeau până atunci, au pus mâna pe lopată și au zis, nene, vrei să pleci cu mașina asta din parcare? Da, hai, uite aici cât dai ca să ți-o scoatem noi. E un lucru bun. Înseamnă că deja suntem împlinitori ai legii. Cum? Pentru că Dumnezeu ne-a dat o ocazie. Adică ăla care stătea cu mâna întinsă, zicea, Doamne, aș face și eu ceva, dar n-am ce. Uite, Doamne, îți dă Dumnezeu zăpadă, pune mâna pe lopată și apucă-te de treabă. Ăsta este un semnal bun. Alt semnal bun pe care l-am văzut, venind aici și trecând podul, în lumea cealaltă, pe tărâmul celălalt al Constanței, am văzut că podul nu mai are programul ăla de la avea marți, joi, sâmbătă, ca să ne țină până la 1 aici. Nu, astăzi, cum a fost și marți, ne dă drumul să mergem mai departe. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a creat așa un spațiu de a așeza lucrurile în așa fel încât să le vedem cum trebuie. Și spuneam că venind spre biserică, am avut o mare, mare plăcere să văd cum Dumnezeu face în locul omului. Adică a acoperit gropile, gunoaiele, ăle sticle și ăle celofane care erau pe câmp, nu se mai văd. Dumnezeu le-a îmbrăcat așa sub o haină. E bineînțeles că peste o săptămână, două, trei, va trece și vor apărea din nou. Dar Dumnezeu ne-a arătat că se poate. Și Dumnezeu ne-a arătat că are grijă de noi și nu ne lasă așa de izbeliște, ci pur și simplu ne prezintă cum se poate. Aceeași lume de sub gunoaie este o lume acum frumoasă. O să spuneți, bine, dar ce s-a schimbat? S-a schimbat! S-a schimbat percepția noastră. Deja noi ne simțim mult mai liberi, ne simțim mult mai bine să vedem soarele peste o zăpadă imaculată decât să vedem niște gunoaie. A, că vom vedea gunoaiele, ne zice Dumnezeu, uite, eu v-am arătat că poate uitaseți ce frumoasă este lumea pe care am zidit-o eu. Și poate că încet, încet, vreun primar, vreun gospodar începe să ia aminte. Ia uite, mă, ce frumoasă e lumea și nu a făcut-o urâtă. Asta înseamnă că Dumnezeu n-a venit să strice legea. Vedeți că nu ne-a plombat șoseaua. Ne-a arătat că se poate ca lumea să fie frumoasă. Asta a vrut Dumnezeu să ne spună. Peste 2000 de ani auzim noi, n-a venit să stric legea, ci să o împlinesc. N-a venit să dea afară niciun primar și niciun prefect, dar a venit să plinească. A venit să ne arate că lumea este frumoasă, fraților. Nu este plină de gropi, cum credem noi, sau numai de gropi. Este plină de lucruri frumoase. Oricând putem să o îmbunătățim. Asta ne-a zis Hristos acum când ne spune, iată, după atâta vreme, n-a venit să stric legea, ci să o împlinesc. N-a venit să strice nicio lege, ci numai să ne arate că se poate, într-adevăr, să trăim frumos. Iubiți credincioși, să știți că acesta este mesajul celor trei mari dascăle lumii și erari. N-am să intru în amănuntele vieții lor, pentru că ei sunt cei care ne fac să simțim că se poate. Au trăit în secolul al IV-lea, dar ceea ce au făcut ei au rămas și până la noi. Duhul acela al faptului că fiecare om să-și vadă de treaba lui. Sfântul Vasile cel Mare nu spunea el, spuneau cei care îl cunoșteau și cei care au scris despre el, nu cunoștea decât un singur drum, de la biserică acasă și de acasă la biserică. O să spuneți, păi da, dar își vedea numai de ale lui. Nu, pentru că în drumul de acasă până la biserică a văzut și ce lipsește și a făcut și primele spitale numite Vasiliade, a făcut și primele cantine, au făcut lucruri pe care le-au văzut de acasă până la biserică. Dacă știm să mergem de acasă până la biserică văzând, cu siguranță că ne vom alătura Samuelul Milostiv, care atunci când l-a văzut pe cel căzut în mine tâlharilor, nu a trecut pe alături, ci a avut milă de el. Asta ne îndeamnă Mântuitorul astăzi, să nu stricăm legea, ci să o împlinim.
O să spunem, da, dar ce e treaba mea că l-am văzut pe ăla? Păi ce, poate ăla e vreun bețiv, a, încep să-l și judeci. După ce că e nenorocit săracul și a căzut între tâlhari, cine știe ce o fi avut prea multe, o fi adunat prea multe și începi iar să-l judeci. Nu. Să știți că a trece pe lângă celălalt indiferent este a lăsa legea pe lângă tine. Înseamnă a strica de-altminteri legea. Mântuitorul vine să o împlinească, adică să facă exact așa cum ne-au dat-o după muntele Sinai Moise, să împlinim cele 10 porunci. Iubiți credincioși, fie ca ziua de astăzi, o zi de mare sărbătoare a celor trei mari dascăle lumii și erari, să ne înțelepțească, să înțelegem că Dumnezeu din vreme în vreme ne arată că lumea este frumoasă, dar noi trebuie să luăm măsuri să o facem într-adevăr frumoasă. Dacă Dumnezeu ne-a făcut-o într-o singură noapte, acoperindu-ne gropile și gunoaiele, cu siguranță că și noi vom putea face nu într-o singură noapte, nu într-un singur mandat, ci vom face din lumea aceasta creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu, să știți că este și punga aia după câmp, dar n-are ce căuta pe câmp. Trebuie să stea la locul ei. Creația lui Dumnezeu este și sticla aceea de plastic care este printre brazdele arate proaspăt toamna, dar n-are ce să caute acolo. Spunea cineva, da, dar sunt prea multe sticle, dar eu am trăit într-o vreme în care era o tragedie să nu ai o sticlă de lapte, pentru că nu-ți dădea nimeni lapte, pentru că n-aveai sticlă. Nu-ți dădea nimeni o sticlă de ulei dacă n-aveai sticlă la schimb. E bine să știți că toate lucrurile sunt bune, decât că, din păcate, nu le folosim așa cum trebuie. Pentru că Dumnezeu, după ce a făcut lumea, a văzut că este bună foarte. Și dacă a fost bună foarte, cu siguranță că n-a rămas numai atunci 24 de ore până a venit ziua cealaltă, ci a rămas și pentru noi. Acea lume bună foarte nu are nimic în plus și nu are nimic în minus. Are însă dezordine. Dacă ne vom ocupa numai de ordine, cu siguranță că vom putea să spunem că nu stricăm legea, ci să o împlinim, așa cum ne-a învățat Mântuitorul Hristos. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.